Ca de fiecare dată și acum, România este prinsă pe picior greșit de valul 4 al pandemiei. Deși autoritățile se așteptau la o creștere a cazurilor, măsurile au întârziat să apară. În continuare se vorbește despre un număr mic de paturi la ATI, lipsa personalului medical și criză de materiale în spitale. Câțu a participat la o conferință cu reprezentanții DSP, prefecți, manageri de spitale, șefii secțiilor ATI, UPU și reprezentanții ISU. Premierul a sunat mobilizarea generală. Eu până acum am văzut că au crescut de la 848 de paturi la 1131. Apreciez implicarea domnului ministru Cechi, apreciez și implicarea dumneavoastră, dar știți foarte bine că nu se poate fără implicarea autorităților locale, a DSP-urilor și a întregului personal medical. Și trebuie să înțelegem că nu este vorba de spitalul instituției X sau instituției Y, este vorba de spitale unde tratăm pacienți. Nu vreau să avem aceste discuții. Au mai fost discuții în iarnă, nu vreau să ajungem la aceste discuții. Este vorba de spital unde tratăm pacienți și toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Fac apel la conducerea Direcției de Sănătate Publică. Nu mai stați în birouri, am spus acest lucru și asta iarnă, o spun și acum. Mergeți și discutați cu managerii din spitale, verificați că ceea ce vrem noi să implementăm este implementat, dar în același timp ajutați-i să implementeze. Dacă au nevoie de resurse, tot ce au nevoie, sprijiniți-i, ajutați-i ca să putem să avem în cel mai scurt timp și mai multe paturi în secțiile ATI pentru COVID, dar și personalul și materialul sau medicamentele de care avem nevoie sau tratamentul special. Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat la B1 TV că în jurul datei de 15 octombrie numărul cazurilor COVID-19 înregistrate de România ar putea ajunge chiar și la 20.000 pe zi.